Bună ziua, doamnă Norica Nicolai, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bine v-am găsit! M-am gândit să structurăm interviul de astăzi pe trei teme mari. Guvernul, așa cum se vede inclusiv de la Bruxelles, acolo unde dumneavoastră petreceți mult timp, în forma aceasta lui tehnocrată. După aceea, poate un pic de politică mioritică, mai ales pe zona de dreapta, de unde proveniți dumneavoastră, și bineînțeles, politica externă, chestiuni care până la urmă ne afectează. Revenind la prima, v-aș întreba direct, cum se vede prin prisma noastră activitatea acestui guvern tehnocrat, să spunem că a trecut perioada de miere, de, eu știu, de liniște pentru guvern și am putea să-i facem o radiografie, să spunem așa. Cu excepția premierului Cioloș și a celor doi miniștri afaceri externe și apărare, care au un geab vizibil, îi obligă fișa postului să fie vizibil, nimic nu se vede. Se mai văd miniștri care fac declarații interesante și pun ghilimele pe cuvântul interesante. Nu se vede niciun fel de determinare, niciun fel de viziune, fără atitudine. Niște oameni care așteaptă să se întoarcă unii din ei la Bruxelles să-și plătească creditele dintr-un salariu mai bun și în rest nimic pentru România. Interesantă chestiunea aceasta pe care ați atins-o cu plecatul de la Bruxelles. Oamenii, nu numai membrii guvernului, dar mai sunt personaje care au plecat de la Bruxelles de pe niște salarii mult mai bune decât ce ai putea găsi în România și s-au întors aici. Cum explicați chestiunea asta? Mai ales că dumneavoastră sunteți implicată în fenomen, să spun așa. Vedeți, în România, tentația politicii e permanentă, e prezentă. Foarte mulți înjură politica pe la colțuri sau direct unii, dar ar intra în locul pe care, în casa pe care o înjură. Și foarte mulți au acceptat ideea asta de a renunța la niște salarii de câteva mii de euro pe lună pentru a veni la câteva sute la București salarii și probabil pentru a nu face nimic. Însă eticheta de secretar de stat, de ministru, de șef de cabinet e importantă în CV. Și cred că asta poate să-i ajute, sau speră ei să-i ajute într-o perspectivă de a obține posturi mai bune, nu periferice, așa cum mulți dintre ei le au astăzi. Înțeleg. Ziceați de guvern. Bun, vizibilitate mică sau aproape deloc. Poate și Determinare unele deloc, derapaje ale unor performanță miniștri. nu văd o idee solidă care să fie pusă în practică. Nu credeți că ar fi cazul unei moțiuni până la urmă, dacă vorbim de un guvern slab? Sigur, dacă ai clasă politică, dar cum n-ai, ai niște partide care se străduiesc să supraviețuiască între presiunile interne din preajma alegerilor și presiunile DNA-ului, nu cred că vom avea o moțiune până în toamnă, când un partid sau altul speră să preia conducerea în această țară. Deși nu sunt foarte sigură că vor reuși să aibă majorități semnificative care să le permită să facă un guvern. Ați vorbit de presiunile acestea ale DNA-ului și mi-amintesc că nu cred că au trecut vreo 2 săptămâni de când senatorii de la PSD, de exemplu, au avut o întâlnire, să spunem, informală cu ministrul Justiției și au existat acolo, au apărut unele stenograme în care unii membri îi spuneau mai direct sau cu perdea doamnei ministru, vorbeau exact despre această, să spunem, prigoană pe care DNA o face asupra aleșilor și, bine, oamenii aceia vorbeau de PSD că de acolo veneau. Simțiți așa ca percepție că au statul de drept, justiția face oarecum presiuni sau exagerează în ceea ce privește zona politică? Politica penală europeană este marcată de principiul respectării drepturilor omului și libertăților. Dacă am respecta strict aceste valori în administrarea justiției în România, n-ar trebui să avem atâtea solicitări de arestare preventivă. Pentru că libertatea e regula, încarcerarea este excepția. Și faptul că avem în permanență aceste cereri, mie îmi spune că ne gândim mai mult la rezonanța mediatică a administrării justiției. Ne interesează să împrăștiem un pic de teamă, de spaimă, de teroare, dacă vreți, deși poate uneori este prea mult, și mai puțin să administrăm corect justiția. Dacă n-ar fi așa, n-aș înțelege de ce oameni care au fost arestați
perioade unii îndelungate, au stat după aceea în tot felul de administrare de probe și sunt astăzi în libertate. Asta înseamnă că n-au prezentat pericolul social pe care îl reclamă textul din codul penal și care obligă o instanță să aresteze, ci doar probabil au fost modele, iarăși pun ghilimele, pentru a arăta altora că se poate și privarea de libertate dacă vor unii. Eu zic că nu cred în momentul de față că acest parlament este capabil să facă o moțiune simplă. Una de cenzură am dubii totale. Și totuși mă reîntorc la povestea aceasta cu gafele miniștilor, sau neapărat gafe, dar chiar și lipsa aceasta de implicare. Am avut recent în România povestea aceasta cu bebelușii, care a creat foarte multe emoții. Și un ministru al sănătății care, dacă nu a gafat, cel puțin n-a fost atât de prompt cum poate să așteptau românii, cum se aștepta opinia publică. Ăsta nu este oare un motiv de depunerea unei moțiuni chiar punctual pe minister? Situația, după părerea mea, este mult mai gravă, pentru că văd că situația continuă, se perpetuează, să apar din ce în ce mai multe cazuri și tot felul de ipoteze care mai de care mai fantezistă, mai șocantă. Domnul ministru se comportă ca șefa de la registratură. În fiecare zi aproape se duce să vadă care este starea copiilor și raportează public. Dar capacitatea de a dispune niște măsuri care să atenueze fenomenul sau măcar să ne facă să știm de unde vine, care e cauza, nu am văzut-o la domnul ministru. În alte condiții și pentru mai puțin s-au făcut moțiuni simple împotriva miniștrilor. În momentul de față, cred că nici PSD-ul, nici PNL-ul nu au acest curaj. Deci e vorba de teamă din punctul nostru de vedere. Da, este vorba de teamă de a destabiliza puțin această opțiune salvatoare, tehnocrată, pe care cineva a impus-o în România. Am înțeles. Tot din punct de vedere al așteptărilor față de guvern și din punct de vedere al politicienilor, mă gândesc, este această chestiune a legii electorale. Au nemulțumit pe foarte mulți ideea, cel puțin la locale, mergerii pe un singur tur la alegerea primarilor și cel puțin din zona de dreapta, acolo de unde proveniți și noastră, au fost semnale în sensul nemulțumirii, dar nimeni nu a acționat, toată lumea a așteptat ca guvernul, prin Dacian Cioloș, să modifice ceva. Crezi că guvernul ar fi trebuit să facă mai mult în sensul ăsta sau tot politicienii poate să-și pună nemulțumirea? Guvernul nu trebuie să facă nimic în sensul ăsta. Pentru că legea electorală a fost rezultatul negocierilor dintre partidele politice. Așa au negociat, a convenit probabil această soluție electorală ambelor partide mari, PNL-ului și PSD-ului. În momentul în care cineva are probleme care sunt susținute de sondaje de opinie defavorabile și încearcă să schimbe regula jocului, face o greșeală strategică în abordarea politică. Asta, în opinia mea, tipul ăsta de discurs a vulnerabilizat foarte tare PNL-ul. A dovedit că nu sunt în stare să intre într-o bătălie cu forțe care să le și permite să câștige. Și atunci vor să schimbe regula jocului pentru a încerca în altă formula aceea cu două tururi de scrutin să mai câștige ceva. Probabil că au pierdut mai mult decât și-au imaginat, pentru că românii în general iubesc învingătorii. Plâng pe umărul învinsului, dar nu îi ține mult. Îi ține o zi, două și după aceea se gândesc că cei slabi nu prea merită compasiune. Noi nu avem tipul ăsta de solidaritate cu cel slab, ci cu cel puternic. Așa suntem construiți. Nu, premierul a procedat corect, că nu a promovat o ordonanță, nici nu era constituțional de făcut chestiunea asta. Și aștept ca rezultatele alegerilor să demonstreze dacă există o forță politică în România capabilă să coaguleze electoratul. Deși eu sunt absolut convinsă că la lehamita care există în ceea ce privește partidele, s-ar putea ca mulți independenți să fie soluțiile. Vor fi și ei o speranță, ca și guvernul tehnocrat. Ați vorbit de PNL și mă gândeam dacă, așa cum vedeți dumneavoastră în momentul de față lucrurile, PNL-ul se mai poate baza sub o formă sau alta pe președintele Klaus Iohannis. Chiar dacă președintele odată a ajuns acolo, așa cum spune și Constituția, teoretic nu mai face politică, noi am văzut modelul Traian Băsescu și nu numai,
când președintele se poate transforma într-un motor, poate nu neapărat electoral, dar să dea anumite semnale pentru partid și mai mult, până la urmă, dacă PNL-ul poate aștepta de la Klaus Iohannis să-l bage efectiv la guvernare, așa cum cred că spera. PNL-ul ar face cea mai mare greșeală dacă ar aștepta tipul ăsta de atitudine. PNL-ul n-a înțeles că a fost doar vehiculul care l-a adus pe Klaus Iohannis la putere. I s-a mulțumit și aici au rămas toate lucrurile, pentru că dacă președintele vroia să promoveze partidul care l-a susținut, ar fi făcut-o după căderea guvernului Ponta. Avea atunci o soluție politică, însă președintele n-a dorit să facă asta, nu știu din ce rațiuni, care a fost proiectul, strategia, cine au fost feșnicii președintelui în toată povestea asta, dar cred că PNL-ul nu are niciun fel de legătură cu Klaus Iohannis în momentul de față. Cât în acest mandat, și probabil este și singurul, va juca rolul unui alt fel de președinte, mediator, un președinte care nu favorizează pe nimeni, deci nu va face politică partizană. Interesant că președintele a făcut totuși public o promisiune legată de Cătălin Predoiu și ajungerea sa la în fruntea guvernului. Crezi că și-o va mai ține sub o formă sau alta la un moment dat? Nu, nu și-o va putea ține pentru că nu și-a ținut-o. Ar fi putut să-l nominalizeze pe Cătălin Predoiu premier atunci când Victor Ponta a plecat. Și atunci era o promisiune onorată. E o promisiune veche. Situația s-a schimbat în momentul de față și președintele va ieși și va spune în momentul în care vom avea niște rezultate care să ne permită să adunăm și să vedem dacă avem o majoritate. Ne va spune că respectă voința poporului. Deci Cătălin Predoiu cred că este istorie în momentul de față în opțiunea de premier. Dacă tot suntem la subiectul Cotroceni, aș mai cere părerea cu privire la un alt aspect, o altă reacție a președintelui recentă care a născut controverse. Implicarea sa declarativă în scandalul trustului Intact versus ANAF. Cum vedeți reacția aceea, ca o normalitate sau ca o chestiune ușor deplasată? După părerea mea a fost normal, condiția ca președintele să fi știut că ANAF-ul nu putea să treacă la executări. Pentru că aveam o decizie a Curții Constituționale din decembrie anul trecut, care nu permitea executarea silită a nimănui în afara unei sentințe judecătorești care să consfințească această executare. Ori ea nu a existat. ANAF-ul a avut cândva în competență chestiunea asta, dar din păcate în afara limitelor Constituției. Și ca atare, președintele a reacționat, nu are importanță că e Antena 3, putea să fie orice alt post de televiziune. Mai sunt și alte televiziuni cu probleme financiare, toată sigur, presa din România. Bine, dar acelea sunt protejate, acelea nu sunt executate. Și președintele a reacționat normal, pentru că și-a dat seama că o televiziune cu probleme financiare este o televiziune vulnerabilă. Nu mai poate asigura neapărat un echilibru, o echidistanță în prezentarea unei realități și riscă să facă partizana politică. Or, chestiunea asta în informare nu e de bun augur. Presa are totuși nevoie să fie obiectivă. Și obiectivitatea nu prea există atunci când ești constrâns de sponsor și de stat care te execută sau nu te execută. Unii au folosit această reacție a lui Klaus Iohannis, dar eu am luat-o ca una aproape personală. Cred că președintele se gândea aproape la el. Ce s-ar fi întâmplat dacă treceau și în ceea ce îl privește la executare direct cu acea casă pe care o are la Sibiu? Eu zic că lucrurile nu se vor normaliza nici în raport de declarațiile domnului președinte, nici în raport de ceea ce va face guvernul. Se vor normaliza în raport de voința populară, dacă vreți, de câte străzi o să avem și o să vedem că vom avea foarte multe străzi în care sute, zeci de mii de oameni vor demonstra, vor solicita ceva, dar ele nu vor impune guverne aceste străzi. Doar o stradă a impus guvernul. Și ca atare, cred că situația în toată această perioadă până la finalul anului și în contextul mai larg european și geopolitic regional va rămâne în aceiași parametri. Da, o să avem un an interesant, la fel cum o să fie 2016 un an interesant pentru români, pentru că au de trecut două momente electorale. Primul, acesta al localilor, este unul atipic, cel puțin până acum, așa cum se derulează campaniile electorale. Cum vi se pare faptul că, iată,
mai avem foarte, foarte puțin și cel de puțin valori. La București și nu numai în orașe mari importante, încă nu știm numele candidaților. Românii nu știu cu ce ofertă politică vin partidele mari, importante în primul rând. Pentru că, din păcate, partidele nu mai au candidați. Nu mai au lider care să impună. E o criză majoră de leadership. Și asta pentru că în partide nu s-a respectat democrația internă. La PNL, doamna Gorghiu n-a avut șansa de a fi aleasă într-un congres ca să o legitimeze, să reprezinte voința unui partid. Domnul Dragnea a candidat singur, ceilalți care s-au înscris în competiție n-au mai apucat să fie și competitori. Și în momentul în care ai lideri cu mari probleme în ceea ce privește legitimarea lor și încrederea, ai și probleme în ceea ce privește partidul. Oamenii te taxează. Când ești numit, când reprezinți într-un partid politic voința cuiva, toată lumea știe asta. Da, oare și nu te respectă, vor... nu te ascultă, mai ales că știu că nici nu prea ești de ascultat. Oare de nu mai vor politicienii să candideze nici din prisma faptului că nu mai e un interes, nu mai e mare scofală, să spunem așa cum ar zice românul, să ajungi primar? Eu cred că în continuare va rămâne un interes să ajungi primar, pentru că bugetele locale sunt atractive. Acum, sigur, sunt constrânși de o anumită situație. Și riscurile sunt pe măsură în ultima vreme. Riscurile le văd, dar riscurile vin după 7-8 ani și riscurile nu prea le aduc foarte mari probleme. Doar cele care țin de libertate. Însă, marea problemă a multora este returnarea prejudiciilor. Nimeni nu face asta și atunci se gândesc într-o opțiune pragmatică cât pierzi și cât câștigi dacă încalci legea. Dacă câștigi 5 milioane de euro și nu ți le ia nimeni, atunci stai un an și ceva în penitenciar, mai scrii o 3-4 cărți și stai mai puțin. Și în condițiile astea toată lumea se gândește cum să-și asigure viitorul. Și mulți o vor face, inclusiv cu această determinare. Și atunci înseamnă că oferta partidelor nu este mică datorită acestui lucru, ci pur și simplu pentru că nu reușesc să-și identifice lideri sau oameni capabili în propriul partid. Nu, și în continuare deciziile nu se iau în raport de performanța unor indivizi, ci de grupul de interese din care provii, de gașca, de curtea președintelui partidului sau a președintelui județean. Toate astea sunt criterii care le vor crea probleme la ambele partide. Ați atins un pic mai devreme problema PNL-ului și a cel puțin uneia dintre liderii săi. Doamna Alina Gorghiu, este într-adevăr atipic, iarăși ca fenomen, faptul că un partid politic și unul dintre cele importante pe scena politică are o conducere bicefală. Românii nu s-au mai întâlnit cu așa ofertă, să spunem. Cât credeți că mai poate ține această variantă și poate ea funcționa sau poate fi un model? Până în vară, când rezultatele la alegerile locale vor demonstra că PNL va pierde. Și atunci cel care va avea inițiativa în această formulă va fi Partidul Democrat. Atunci se va cere probabil un congres, doamna Gorghiu va pleca și se va desăvârși minunata unire între PNL și PDL cu un lider PDL în frunte. Nu sunt sigură că va fi domnul Blaga, pentru că dreapta va trebui să treacă iarăși printr-un proces de coeziune și coeziune a dreptei înseamnă și PMP-ul în interior, eventual și doamna Macovei. Deci s-ar putea ca să intrăm în alegerile din toamnă, alegerile parlamentare, cu o dreaptă puternică și unită. Este stilul lui Traian Băsescu atunci când știe că are probleme, generează mari coaliții. Așa a făcut și cu Dreptate și Adevăr. Avea 6-7% PD-ul în momentul 2004, și dintr-un laborator a ieșit acea celebră alianță Dreptate și Adevăr, care a câștigat, a și câștigat alegerile. Sau nu le-a câștigat, deci, asta este scenariul dumneavoastră. Înțeleg că fuziunea PNL-ului ar începe, de fapt, cu o rupere, pentru că sigur vor exista și nemulțumiți în cu acest siguranță, context, cu care nu vor accepta să fie trecuți sub... Foarte mulți vor pleca. Umbrela PDL-ului vechi. Așa cum cunosc eu PNL-ul, foarte mulți vor pleca, vor realiza că nu mai e locul lor acolo. Mulți au sperat cu ușurință că vor reuși să promoveze idei și valori liberale. Nu le văd și nici cei care au sperat nu-i prea văd.
În opinia mea, ultimul partid istoric care asigura cât de cât o continuitate a democrației în România va dispărea cu ocazia împlinirii acestei fuziuni. Acum se zbate să mai trăiască, n-are cine să-l ajute să trăiască. Ce alternativă ar avea cei care vor fi nemulțumiți de rămânerea sub varianta PDL-ului? Fără îndoială, foarte mulți din ei vor avea alternativa ALDE. Se vor duce la Călin Popescu-Tăriceanu. Da, Călin Popescu-Tăriceanu coagulează, a rămas un liberal autentic. Oamenii își dau seama că numai el întruchipează un spirit liberal și atunci foarte mulți vor opta și instituțional să fie membri ai ALDE. De partea cealaltă, dumneavoastră, vedeți PSD-ul câștigătorul alegerilor locale din această vară? Neavând competitori serioși, are prima șansă. Dar pentru că este un partid mare, asta a fost construcția. Și asta înseamnă că și Liviu Dragnea își va consolida, să spunem așa, postul de lider, mai ales câștigând localele. Sigur, nu? Domnul Dragnea, dacă apucă să conducă partidul până la locale, pentru că să nu uităm, mai e o sentință de dat până la alegerile locale, atunci cu siguranță își va consolida poziția de lider. Dacă nu, probabil că succesorul și atunci riscă o bătălie în partid, pentru că din ce se aude în piața zvonurilor politice, se doresc mai mulți succesori acolo. Sunt câțiva lideri pe care PSD-ul i-ar putea avea și ar putea fi competitori puternici, însă nu știu dacă vor fi și opțiunea membrilor de partid. Așa că are prima șansă PSD-ul cu condiția să rămână PSD. Bun, dar în varianta în care, să spunem, condamnarea pentru Liviu Dragnea va fi la mijloc, în sensul uneia tot cu suspendare, crezi că PSD-ul va încerca să-l martirizeze și își va încălca statutul, să spunem așa, lăsându-l în continuare la conducere pe Liviu Dragnea condamnat, fie chiar și cu suspendare? Nu m-ar mira să se întâmple lucrul ăsta, dar cu siguranță va fi o vulnerabilitate pentru PSD, pentru că îmi dau seama ce va spune toată propaganda dreptei. Cea liberală, cea băsistă, a cui o mai fi, a doamnei Macovei și a altora, mă rog, dacă doamna Macovei va mai exista ca structură politică în actualul context, toată va vorbi despre integritatea domnului Dragnea. Nu știu cât va influența acest tip de discurs în mediul rural, cel puțin, unde chestiunile astea nu prea interesează alegătorul, dar în mediul urban s-ar putea să aibă o influență. Înainte să părăsim zona mioritică, ați vorbit de formațiunea lui Călin Popescu-Tăriceanu și de posibilitatea ca ea să mai coaguleze după alegerile locale acele zone ale nemulțumiților, acele formațiuni. Asta înseamnă că se va întări. Îl vedeți ca un partid care ar putea fi o alternativă la ceva, să câștige suficient de mult încrederea românilor încât să intre în Parlament? Și eu sunt convinsă că va intra în Parlament, într-o perioadă de 4 ani poate deveni primul partid al României. Bine manageriat, cu o abordare democratică în interior, cu un alt tip de discurs, cu o trezire la realitate, pentru că partidele românești n-au niciun fel de aplecare spre ceea ce se întâmplă acum, nu caută și nu vor să găsească explicații, nu ne vorbesc despre cum va arăta societatea noastră în viitor, pentru că nu pot, nu sunt capabile să o facă. Sunt blocate într-un proiect de tipul să facem totul tovarăși și vă promitem 3 lucruri pe care cu siguranță nu le vom face niciodată în 4 ani. Dar noi încercăm. Ba, ca să ne mutăm un pic atenția și spre ce se întâmplă la vecinii noștri, românii sunt destul de atenți la povestea aceasta cu refugiații și la faptul că la un anumit moment România ar putea deveni o țară gazdă mult mai ospitalieră, cu ghilimele, decât este astăzi. Credeți că scenariul ăsta se va putea întâmpla, în sensul că de la câteva sute la câteva mii, cum am ajuns acum să primim, să ajungem ca pe teritoriul României să se întâmple ce se întâmplă în Germania sau ce se întâmplă în Franța? Vedeți, riscul ăsta există, în opinia mea, pentru că și evoluția evenimentelor din Siria, dar și mai ales Libia, care va fi în curând un teatru de război, va antrena fluxuri migratoare din rațiuni umanitare, nu economice. Însă fluxurile migratoare din rațiuni economice, cele care vin dinspre Pakistan, Afganistan și alte spații din centrul Asiei, s-ar putea să se întărească și ele. Dacă își vor schimba ruta de intrare în Europa spre Marea Neagră,
Atunci, cu siguranță, România, având zid la intrarea în Europa cu Ungaria, nicio posibilitate să acceseze Serbia, riscă să aibă un flux migrator semnificativ. Nu știu dacă se va accentua sau se va tempera. Marea majoritate a analiștilor spun de o accentuare a fluxurilor migratoare acestui an. Și atunci politicienii de la București și, în general, românii se vor confrunta cu probleme. Dar cred că este și un grad de ridicare a alertei publice. Am văzut foarte multe imagini, sigur, tușante pentru public din taberele de refugiați, atitudini care îi pun pe foarte mulți dintre ei sub semnul întrebării. Lumea vorbește de infiltrarea unor rețele teroriste în Europa odată cu venirea acestui flux migrator, dar lumea uită că de fapt atentatele europene, în special cele de la Paris, sunt făcute de cetățeni europeni. Deci această problemă rămâne, incapacitatea statelor de a reacționa la riscul de radicalizare teroristă. Foarte puțin se întreabă de ce s-a ajuns aici și încearcă să găsească și soluții, și atunci vom trăi așa într-un fel de improvizat încă o perioadă de 1-2 ani până Europa se va trezi. Bun, da, există totuși și lucruri negative care au venit odată cu refugiații vizibile. Mă refer la ce s-a întâmplat în Germania în perioada sărbătorilor. Și... Corect. Întotdeauna există aceste lucruri negative. Riscăm să ne confruntăm cu ele și noi, dar probabil în acest an, dacă fluxul migrator va fi semnificativ pe spațiul Mării Negre. Pe seama emigranților, politicienii din afară, din vest, au pierdut sau au câștigat voturi. Un caz concret este cel al Angela Merkel, despre care se spune că are o popularitate în scădere. Da. Asta mă gândesc dacă nu se poate cumva transfera și în România, în sensul în care și la noi politicienii să crească sau să scadă în funcție de ce reacții au, fie la partenerii de la Bruxelles, fie la rulorile de poziții de aici. Vedeți, când nu ai o viziune despre mersul lucrurilor într-un spațiu, apelezi la populism. El face carieră, pentru că dacă le spui tot timpul oamenilor ce vor să audă, atunci firesc te vor și accepta. S-a întâmplat cu primarul Romei, a câștigat mandatul de acolo. Absolut. Spunându-le italienilor că românii sunt răi. Exersează acest tip de discurs, nu știu câte procente îi va aduce, probabil 5-6%, dar dacă sunt politicieni responsabili, trebuie să gândească ce vor. Mai vor această Uniune Europeană? Sau vor să ne întoarcem în formula statului național, fără foarte multe beneficii de pe urma acestor ani de urmărire de Uniunea Europeană, pentru că nici n-am reușit să accesăm ceva semnificativ, economic vorbesc, ca să putem spune că sunt câțiva ani în care lucrurile au mers bine. Dacă vrem în continuare Uniunea Europeană, și după părerea mea, nu avem nicio șansă, pentru că altfel ne vom întoarce la o Europa feudală, fără foarte multe șanse de succes într-o lume globalizată, atunci trebuie să gândim foarte bine discursul. Problema este cât îi interesează pe politicieni să facă asta, pentru că îi interesează mai degrabă votul imediat, care le aduce poziții și o eventuală putere. Și totuși, înainte de a abandona de tot chestiunea cu refugiații, mi-amintesc că primul care a avut o reacție și chiar interesantă în ceea ce privește fermitatea țării noastre față de acest subiect a fost președintele Iohannis, care a spus: refuzăm cota obligatorie. Am ajuns până la urmă să luăm și cota obligatorie și perspectiva e sumbră în continuare. De ce credeți că a fost schimbarea asta așa de abordare până la urmă? Probabil și presiunea unor lideri europeni, nu știu dacă a doamnei Merkel sau altora, dar și dorința președintelui de a nu ieși din corul care susține acest proiect în Uniunea Europeană, de a menține cât de cât o anumită coeziune. Însă Uniunea Europeană primește lovituri permanent, inclusiv de la șefii de stat și de guvern, pentru că acceptarea acestui acord cu Marea Britanie e un acord ipotetic, pentru că este sub condiția rezultatelor de la referendum, a însemnat o foarte mare cedare pentru liderii europeni. Au făcut-o pe spatele popoarelor lor, în dorința de a-și menține cât de cât un anumit tip de popularitate. Asta s-ar putea să-i coste pe foarte mulți dintre ei, că mișcările de tip extremist, fie stânga, fie dreapta, sunt destul de puternice în momentul de față. Credeți că dezideratul României de a deveni țară Schengen mai poate fi luat în calcul în contextul actual? Mai este până la urmă o
eu știu, o miză pentru noi să intrăm în ceva ce se pare că se destramă? Ar fi o miză și pentru Uniunea Europeană era o miză inteligentă să primească în momentul ăsta România și Bulgaria și să lase orgoliile politice la o parte. N-a făcut-o, dar nici noi nu am știut să speculăm momentul. Dacă Marea Britanie argumentează că nu dorește migranți pentru că ea nu e țară membră Schengen, România și Bulgaria ar fi trebuit să facă același lucru. N-am înțeles. Arătându-le liderilor europeni că problema majoră a Europei e generată de interesele lor politice. Schengen fiind acord tehnic, fără niciun fel de implicare politică, ar fi trebuit să fim de câțiva ani acolo. Și sigur ar fi trebuit să răspundem altfel la solicitările Uniunii Europene. Dar în măsura în care mă sfidezi cu argumente politice ce țin de corupție pe de o parte și de interesele tale economice pe de altă parte, pentru că ele există, probabil unii vor aeroporturi, porturi pentru companiile lor, e important să câștigi banul la Rotterdam, să-ți intre în Olanda și să nu-ți intre la Constanța. Pentru că ar mai face și ceva românii cu o parte din acești bani. Și în aceste condiții, dacă joci așa, mai devreme sau mai târziu, jocul ăsta e de sumă nulă, îl plătești. E clar că nu știm să negociem, nu știm să punem problema în relația cu partenerii. Și lucrul ăsta cred că se vede și în speța, să spunem, de la Est. Noi suntem o țară NATO. Avem în momentul de față o problemă strategică prin conflictul, chiar dacă mai, nu atât de vizibil, dar totuși existent, dintre NATO și Rusia. NATO își mobilizează în momentul de față militar, strategic, trupe aici. Nu ar fi putut fi pentru România acesta un moment bun, tot de negociat, în sensul bun. Avem o bază la Deveselu, avem la Constanța, iarăși în o mobilizare de forțe, măcar să primim și noi ceva, cum ar zice românul, să simțim că ne e și bine. Da, probabil că o să avem în continuare nevoie de creșterea procentului din buget pentru înarmare. Și probabil o să primim solicitarea de a ne mai cumpăra niște avioane F-16. Cu banii noștri. Nu, cu banii altora. Întotdeauna când vrei să cumperi ceva pentru tine, folosești proprii tăi bani. Dacă e, dacă nu, te duci la bancă. În aceste condiții, cred că noi avem o foarte, foarte mare problemă. Pentru că Uniunea Europeană a reacționat foarte palid la ceea ce s-a întâmplat în Crimea. Să ne amintim acordul de la Minsk. Da. Parcă Crimea ar fi fost de când hăua rușilor și n-au comentat chestiunea asta. S-au preocupat doar de Ucraina. Acum am văzut că încearcă să-i forțeze pe ucrainieni să organizeze alegeri în acel spațiu, ceea ce va duce cu siguranță la conflict, pentru că Rusia și prorușii din spațiu se vor opune. NATO are și el o problemă în a intra în Marea Neagră, pentru că unii folosesc bine dreptul internațional și istoria. Tratul de la Montreux nu permite decât statelor riverane să aibă flote semnificative. Altă flotă nu stă decât 21 de zile în Marea Neagră. Asta este tratatul și cu siguranță Turcia va dori să-l respecte, pentru că tratatul îi dă voie să militarizeze cele două strâmtori. Aici va fi bătălia. Sper însă ca NATO să ne susțină și să ne și garanteze. Deci am văzut câteva interviuri a unor analiști americani de marcă care ne spun că nenorocirea noastră e că e Washingtonul prea departe și Moscova prea aproape. N-aș vrea să aud acest tip de discurs după ce determinarea acestui popor a fost clară și este clară în continuare spre Statele Unite. Susținerea asta pare mai mult morală și militară, să-i spunem așa, și mai puțin financiară. Adică ne-am fi așteptat, nu știu, ca măcar dintr-un anumit punct de vedere strategic, să spunem, inclusiv legarea celor două puncte de care am amintit, de Veselu și Constanța, cu o infrastructură făcută poate cu banii, nu neapărat 100% ai noștri, dar măcar și o infuzie de capital. Nu primim nimic. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Dacă ne gândim la istoria cu Bechtel, când am plătit multe miliarde pentru nimic, degeaba. Atunci nu cred că trebuie să sperăm că cineva vine și ne face drumurile în România. Noi n-am înțeles un lucru, că ajută-te singur pentru state ca al nostru e prioritar. Ori noi nu ne prea ajutăm singuri. Noi distrugem capitalul autohton, blocăm tot ce înseamnă investiție, pentru că ne place să ne dea firmanul unii de la altă poartă, mă rog. Amenințarea aceasta a Rusiei, cât de real o vedeți? Este o amenințare reală, pentru că Rusia în momentul de față va juca pe jocul bipolar.
vrea să spună Statelor Unite că n-au rămas ei singura putere. Și asta o spune implicându-se clar în războiul din Siria, implicându-se în zona teritorială. Cred că este un proiect mai vechi al Rusiei de a fi lacrusesc. Apropo de chestiunea asta, n-a descoperit Băsescu acest termen, este într-o analiză a unor analiști americani, publicată ceva vreme la Varșovia, care vorbește despre tendința Rusiei de a face din Marea Neagră un lac rusesc și aproape că l-au făcut, pentru că având Crimea, au bazele de la Sevastopol și au mai transferat ceva din flota Nordului încoace. Nu știm cât de performantă este această flotă, dar dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă, se pare că e destul de performantă, pentru că îi determină pe unii să n-aibă niciun fel de reacție. Europa nu e pregătită de un conflict. Noi nu avem o politică de apărare comună, sunt doar câteva state care sunt relevante în diferite arme, dar noi toți 28, putem strânge o armată, nu știm cum va funcționa, cum vom o concilia din punct de vedere lingvistic. Din păcate încheiem într-o notă tristă, dar asta e realitatea. Nu e tristă, din păcate este o realitate care ne face să fim optimiști cu rezerve. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și vă mai așteptăm cu drag în studioul nostru la PS News.